Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt preotul Cornel Cadar. Vă salut cu drag și în această zi de duminică, în care ne-am propus să discutăm despre Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iași. Există o asemenea facultate și cu cine să discutăm, dacă nu cu decanul acestei facultăți, Părintele Ștefan Lupu, căruia îi spun bun venit în emisiune. Bine, v-am găsit. Care este rolul acestei facultăți de teologie romano-catolică din Iași, care funcționează în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza? Dacă e să vorbim despre rolul facultății de teologie, care există actualmente în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, cred că ar trebui să parcurgem un pic și trecutul bisericii noastre locale și să vedem toate cele încercări pe care biserica noastră le-a făcut în pregătirea credincioșilor. Pentru că viața de credință nu se reduce doar la participarea liturgică, ci cuprinde și această formare, să spunem, teologică, adică credinciosul să înțeleagă ceea ce trăiește și mărturisește. Au fost mai multe tentative de-a lungul istoriei și aș aminti doar din trecutul nostru recent, anul 1991, când în cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași s-a înființat Facultatea de Teologie Romano-Catolică Didactică pentru pregătirea profesorilor de religie. Noi aveam pentru preoți seminarul din Iași, seminarul major, numit Institutul Teologic Romano-Catolic, deci era asigurată această formare a preoților. Dar pentru credincioșii laici, preasfințitul Petru Gherghel s-a gândit să înființeze această facultate de teologie didactică, care a funcționat până în anul 2001. Începând cu anul 2002-2003, văzând această maturizare, să spunem de acum, a formării teologice, preasfințitul a cerut conducerei Universității Alexandru Ioan Cuza să se înființeze această facultate de teologie în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. Și de aceea, începând cu anul 2002-2003, avem această facultate de teologie romano-catolică. Și sunt doritori, sunt aceia care vor să studieze în această facultate. De câți studenți vorbim actualmente? Am făcut o statistică și am văzut că din 1991 până în 2001, studenții care s-au înscris la Facultatea de Teologie Didactică au fost în jur de 700. Deci este un număr, dacă e să comparăm cu numărul de catolici din dieceza de Iași, e un număr impresionant. Din 2002-2003, de când s-a înființat Facultatea de Teologie Romano-Catolică, până astăzi avem un număr de circa 400 de absolvenți. Care iarăși este semnificativ pentru numărul de catolici din dieceză, pentru că trebuie să spunem, la această facultate, cei mai mulți care se înscriu sunt de confesiune romano-catolică. Dar se pot înscrie și de alte confesiuni. Facultatea este deschisă și pentru studenți care vin din alte confesiuni, de exemplu din Biserica Ortodoxă sau din bisericile neoprotestante. Și acum de câți studenți vorbim acum? Actualmente, facultatea are 133 de studenți. Și ar trebui să precizez că acești 133 de studenți sunt împărțiți pe două programe de licență, unul de teologie pastorală și unul de teologie asistență socială, și pe două programe de master, un program de master care continuă teologia pastorală, se numește teologie practică și misionară, și unul care continuă teologia asistență socială, se numește strategii ale carității creștine. Deci pe aceste două direcții noi avem 133 de studenți. Eu aș putea să spun că facultatea noastră respiră cumva cu doi plămâni, nu? Unul pastoral și unul social. Sigur, a fost și plămânul, dacă ar fi metaforic vorbind, cel didactic despre care am vorbit, dar care nu a mai continuat din diferite motive, în special pentru că nu s-au mai înscris studenți. Însă, dacă e să privesc la modul global, cât privește activitatea bisericii, avem pe de-o parte, să spunem, slujitorii bisericii care se pregătesc în facultatea noastră pe teologie pastorală și apoi cei care lucrează în domeniul social pe asistență socială. Și atunci ar fi întregiți și cu domeniul de teologie didactică pentru transmiterea credinței în școală.
Și de câți profesori vorbim care stau la dispoziția studenților? Deci, actualmente, facultatea are 8 profesori, grupați într-un departament de teologie romano-catolică și un cercetător, care este în departamentul de cercetare științifică a facultății. Avem și imagini care să ilustreze activitatea dumneavoastră și rog pe colegii mei din studio să deruleze asemenea imagini pentru ca telespectatorii să-și facă o imagine și cu ajutorul fotografiilor. Dumneavoastră sunteți decan al acestei facultăți de teologie romano-catolică. În ce constă misiunea dumneavoastră? Sunt în al doilea an de mandat de când am preluat această misiune. Sigur, sunt multe lucruri noi pe care le descoper. În fiecare zi sunt lucruri noi. Dar, în principal, munca de decan se concentrează pe o muncă de coordonare a activității, activității didactice, de predare, coordonarea activității de cercetare științifică și are și o componentă administrativă de a răspunde la diferitele cereri care vin din partea conducerii universității sau altor instituții. Deci ar fi o funcție de coordonator, dar aș vedea și una de locomotivă care trebuie să stimuleze, care trebuie să prevadă, trebuie să tragă pentru ca facultatea să-și îndeplinească misiunile pe care și le-a propus. Fiind în al doilea an, spunem că sunteți la început, nu? Ce v-ați propus în mod special pentru timpul următor? Sunt mai multe obiective pe care eu mi le-am propus chiar de la preluarea mandatului. Unul se referă la creșterea numărului studenților, pentru că, având în vedere și scăderea demografică înregistrată în țară și în comunitățile noastre catolice până la urmă, scade și numărul studenților, dar aș vrea să fac mai atractivă facultatea de teologie romano-catolică. Sigur, nu o să ajungem să depășim alte facultăți care au un număr de studenți mult mai mari. În plus, facultatea noastră are și un profil specific, cel teologie pastorală se referă la slujitorii bisericii, iar cel al domeniului asistenței sociale pentru a pregăti cei care lucrează în domeniul social. Dar cu toate acestea aș vrea să prezint facultatea de teologie și dintr-o altă perspectivă. Nu imediat aceea ce îți oferă ca meserie, ci ca o facultate care îți oferă un sens în viață, care îți oferă o formare ca om, ca după aceea să poți să lucrezi și în alte domenii. Deci nu țintit într-o anumită specializare, ci mai întâi o formare umană, o formare creștină, pentru că după aceea să poți să abordezi diferite activități în viață. Ca decan, evident, având un an și ceva, ați prins deja o serie care a terminat această facultate. Ce simte un decan când unii dintre studenți ajung la finalul studiilor? Întotdeauna am considerat că împlinirea misiunii noastre de profesor, decan sau ce avem noi ca misiuni în facultate este orientată spre student. Și atunci când vezi că un student care a venit în primul an așa mai tremurând, neștiind exact ce se va întâmpla cu el în toți acești ani, după ce parcurge, să spunem, 3 ani sau 4 ani sau 5 ani sau 6 ani în funcție de specializare pe care o urmează și îl vezi că ajunge la sfârșit împlinit, mulțumit, că iată, a parcurs toate aceste momente trepte în facultatea de teologie și acum se pregătește să intre în viață. Și pentru mine personal este o mulțumire, iată, am pus și noi umărul la formarea lui ca om. Și dacă peste ani, și chiar am avut anul trecut această satisfacție să vină o serie care împlinea 10 ani de la terminarea facultății și dădeau mărturie, erau și copii, erau familii întemeiate și spuneau ce mult le-a folosit Facultatea de Teologie Romano-Catolică. I-a ajutat mai întâi să formeze ca oameni, apoi și ca profesioniști în domeniul asistenței sociale sau teologie didactice. Și acum, după 10 ani, au venit cumva ca un gest de recunoștință să spună mulțumim frumos pentru tot ce am primit în acești ani. Dar spuneți-mi, ce ar trebui să știe un tânăr care dorește să intre la Facultatea de Teologie? Atunci când un tânăr se gândește unde să meargă la facultate, mai întâi se uită să vadă
ce programe de studii oferă facultatea, ce specializări oferă. Și atunci, în funcție de înclinațiile lui, va alege. Noi nu avem pretenția că vom atrage foarte mulți studenți în domeniul teologiei, dar dacă totuși se gândesc să vină la teologie, vor trebui să se uite în primul rând la scopul facultății. Cum spuneam, este acela de a oferi o competență în domeniul asistenței sociale și al teologiei pastorale. Mă gândesc pentru tinerii care vor să devină preoți. Vor ști că, parcurgând anii de studiu de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, vor avea o competență certificată în acest domeniu. La fel și cei care vor să lucreze în domeniul asistenței sociale. Aici, pe lângă științele asistenței sociale, o treime dintre materiile predate sunt de teologie. Și atunci, combinând teologia cu asistența socială, vor avea un plus față de ceilalți studenți care sunt la Facultatea de Filosofie și Științe Sociale. Și chiar mă gândeam, atunci când cineva merge și lucrează în domeniul asistenței sociale, se îngrijește de un om care este în suferință. Unul care nu are teologie, care poate nu are credință, este un semn de-al său pe care îl îngrijește și vrea să-i facă un bine sau pentru că are o meserie, își face această meserie. Dar unul care a studiat teologia se gândește că în acel om pe care el îl îngrijește este chipul lui Hristos. De aceea are ceva în plus față de un alt asistent social. Așadar, un tânăr poate să trezească în inima lui dorința de a da la această facultate de teologie și chiar dă examen, reușește, este înscris. Care e programul care îl urmează? Este un plan analitic. Fiecare an se stabilesc toate aceste programe de studii și el va trebui să parcurgă, deci în funcție de specializarea pe care o are, un anumit număr de materii din domeniul respectiv teologie pastorală sau teologie asistență socială. Se înscrie la aceste cursuri, le frecventează și, ca orice student, învață, dă examen, trece în semestrul următor și așa până la sfârșit, când își va încheia ciclul, asistență socială de 3 ani de studii sau teologie pastorală, 4 ani de studiu, cu care se încheie după aceea și cu un examen final și o lucrare de licență. După aia poate să urmeze... Da, după aceea urmează ciclul de masterat și, cum spuneam, la noi în facultate, pentru a continua formarea în asistență socială, avem specializarea strategii ale carității creștine pentru cei din asistență socială și teologie practică și misionară pentru cei care studiază teologie pastorală. Și, practic, cei care sunt pentru preoție, ca să fie hirotoniți preoți, trebuie să parcurgă și licența și masterul și după aceea vor putea să fie hirotoniți. Deci pentru ei este obligatoriu să parcurgă ambele programe. Da. Dar dacă vreun student din aceștia dorește să facă studii aprofundate, să urmeze o școală de doctorat, există o Facultatea noastră de teologie încă nu are o școală doctorală, ne pregătim în această direcție, dar ar putea să urmeze doctoratul, de exemplu, la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din București, la Universitatea București, sau la Cluj, la Babeș-Bolyai. Există posibilitatea pentru cei care vin din afară, de cazare, au posibilitatea să fie ajutați prin burse? Sigur, deci toți studenții care sunt înscriși la facultatea noastră se bucură de aceleași drepturi ca toți ceilalți studenți. Sunt studenți care intră pe buget și studenți care intră pe taxă. De asemenea, facultatea oferă posibilitatea de cazare în căminele universității, dar este și un cămin al Bisericii Catolice în care pot să fie găzduiți. Dați câteva exemple de materii care se predau în cadrul facultății de teologie. Dacă e să ne uităm doar la domeniul de teologie, care se predă și la asistență socială și la teologie pastorală. Sigur, nivelurile sunt diferite, pentru că la teologie asistență socială, teologia este rezumată la câteva materii, pe când la teologie pastorală, materiile sunt mult mai dezvoltate și mai aprofundate. Dar, de exemplu, este Sfânta Scriptură,
sunt științele biblice, care aprofundează cuvântul lui Dumnezeu. Apoi avem teologia dogmatică, care aprofundează credința bisericii. Avem teologia morală, unde se studiază comportamentul și trăirea creștină. Sau avem liturgia, unde se vorbește despre viața liturgică a bisericii. Avem istoria bisericii. Avem patrologia, în care se studiază viața părinților bisericii, activitatea lor, opera lor. Deci sunt multe, inclusiv dreptul canonic, omiletica, teologia pastorală, catehetica. Adică sunt multe discipline care împreună îl ajută pe tânărul care se află în formare să-și completeze această formare fundamentală în domeniul asistenței sociale sau în domeniul teologiei pastorale. Și aș dori să specific pentru cei care sunt la asistența socială, ei fac cursurile de teologie în cadrul facultății, iar cursurile de teologie de asistență socială le fac în cadrul facultății de filozofie și științe social-politice. Deci fac această formare împreună cu ceilalți studenți care sunt la asistență socială. Dumneavoastră ce predați? Ce le spuneți studenților? Eu predau teologia dogmatică și aici în cadrul teologiei dogmatice am diferite discipline, de la teologia fundamentală în care vorbim despre revelații, despre descoperirea lui Dumnezeu, credibilitatea acestei revelații, vorbesc despre ecleziologie, adică despre Sfânta Biserică, despre Misterul Preasfintei Treimi, despre creație, despre Iisus Hristos, despre Duhul Sfânt, despre sacramente, despre Maica Domnului, despre escatologie, adică despre împlinirea creației și a omului în Dumnezeu. Și sunt interesați de aceste cursuri, studenții? Poate la început aceste cursuri par mai abstracte sau poate mai îndepărtate așa de viața cotidiană. Însă, dacă e să intre mai profund, descoperă practic o lume nouă, aceasta pe care Dumnezeu practic ne-a descoperit-o în Iisus Hristos și pe care noi, prin teologie, folosind și rațiunea și credința, încercăm să o aprofundăm, tocmai ca să înțelegem cine este omul, cine este Dumnezeu, care este sensul vieții noastre aici pe pământ. Deja ne-ați vorbit puțin despre oportunitățile celor care termină facultatea de teologie. Dacă vreți un pic să aprofundați, ce șanse au cei care termină facultatea de teologie să fie angajați, să găsească un post? Cât privește teologia pastorală, aici șansele de a fi angajați sunt 100%. Deci în Biserica Catolică, pentru preoți există loc în România și în străinătate. Nu există preoți șomeri. Da, n-am văzut până acum preoți care să fie șomeri. Deci, în privința aceasta, nu avem probleme. Cât privește studenții care termină specializarea asistență socială, ei se pot înscrie în acest registru al asistenților sociali și vor putea să profeseze după aceea ca asistenți sociali. Deja în timpul facultății, ei fac practică în diferite structuri de asistență socială, fie statale, fie private, și după ce termină facultatea, vor putea să fie angajați în acele structuri. Chiar am avut o întâlnire cu acești beneficiari, să spunem, ai studenților noștri, diferitele structuri ale diecezei care lucrează în domeniul social, care au venit și au prezentat ofertele lor de locuri de muncă în orfelinate, în cămine pentru bătrâni, în grădinițe, în alte instituții de acestea de ajutorare a celor săraci, cum este Caritasul diecezan și așa mai departe. Și am văzut că studenții sunt foarte interesați și chiar s-au înscris să fac diferite practici în aceste instituții. Ce alte inițiative sau activități sunt pentru studenții la teologie? Când vorbim despre activitatea studențească, sigur nu se rezumă doar la a învăța un curs. Pe lângă orele de curs și de seminare pe care ele urmează în timpul facultății, noi organizăm diferite manifestări științifice, adică simpozioane naționale sau internaționale, în care invităm specialiști, profesori în diferite domenii, care vin și le vorbesc studenților și celor doritori despre anumite teme. Organizăm de asemenea o zi socială pentru studenți, de obicei în luna februarie, sau în prima săptămână din semestrul al doilea, și o săptămână socială pentru studenți, înainte de începerea primului semestru, undeva prin septembrie,
la care participă, sigur, și studenții din facultatea noastră, dar și studenți de la alte facultăți doritori să cunoască doctrina socială a bisericii. Apoi avem alte activități cu studenții, cum ar fi ore de rugăciune sau zile de reculegere, sau chiar excursii în diferite locuri din țară, ca să cunoască și frumusețile patriei, sau pur și simplu ca să fie împreună, să se întâlnească pentru destindere, pentru relaxare, dar sigur și să se cunoască între ei. Pentru că și mulți dintre studenții noștri care au frecventat cursurile, la sfârșit ajung să se căsătorească, să întemeieze familii, plecând de la aceste întâlniri pe care le-au avut în timpul facultății. Deci sunt și preoți care se ocupă de sufletul lor, de sigur, rugăciune. Da, da. Da, deci avem în cadrul facultății un preot, este Părintele Iosif Iacob, care se ocupă în special de activitățile studenților și îi călăuzește și pe tărâmurile acestea spirituale. Părintele Fabian Doboș, el este cu toată activitatea studenților din, și din facultate, dar și din Iași, și are și el multe inițiative, activități, la care invit pe toți studenții din Iași să participe. De la ore de adorație, ore de meditație, liturghie, excursii și așa mai departe. Sunt întâlniri foarte frumoase și toți care participă sunt foarte mulțumiți. De ani de zile, dumneavoastră, așadar, le predați studenților, îi învățați, porniți de la un nivel și îi duceți la un alt nivel, mai sus. Multe lucruri învață studenții de la profesori. Dar spuneți-mi, invers, este valabil? Un profesor poate să învețe de la studenți? Dumneavoastră, ce ați învățat de la studenți? Mi-aduc aminte când am venit de la Roma, unde am terminat formarea mea teologică cu doctoratul, în 1999, și mi-am început activitatea didactică la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași. Sigur, venisem cu anumite idei, știu, respiram atmosfera italiană, romană. Când am venit acasă, sigur că a trebuit să recalibrez toată viziunea mea, activitățile mele și să mă așez cumva pe ceea ce era realitatea de la noi. Și zi de zi, sigur, am transmis, cred, ceea ce eu știam studenților, dar am fost atent și la ceea ce ei trăiesc, modul în care înțeleg lucrurile. Și atunci, din reacțiile lor, am învățat și eu multe lucruri importante. De exemplu, această atenție față de student. Adică să-l primești pe student așa cum este, să te apleci asupra lui și, asemenea unei mame, să ajungi să crească, pentru ca el să ajungă cel puțin la nivelul tău. Asta mi se pare o învățătură profundă. Adică nu simplu de la catedră tu ești doctor, nu? Care, profesorul, magistru, care predă celuilalt, iar celălalt trebuie să asculte, dar tu trebuie să cobori la nivelul lor, să iei așa cum sunt și văd că de la generație la generație se schimbă, situația lor este alta și atunci trebuie să te apropii de ei și să încerci să-i ridici cât mai sus. Și e un exercițiu, o gimnastică intelectuală, profesională, pe care noi trebuie să o desfășurăm zi de zi, generație cu generație. Dumneavoastră sunteți și preot. Se poate transforma catedra în altar? Da. Chiar de multe ori și studenții mă întreabă, sunteți și preot, oare ați putea să fiți un paroh bun dacă ați merge în pastorație? Bun, și am zis, bun, sunt lucruri pe care le fac în calitate de preot, celebrez liturghia, am activitate pastorală. Sigur, nu sunt implicat direct în viața pastorală, însă consider că slujirea mea, la care Dumnezeu m-a chemat prin superiorii pe care îi avem și m-a pus în această funcție, în această slujire eu pot să îmi îndeplinesc misiunea pe care Hristos mi-a încredințat-o. Și dacă altarul este simbolul lui Hristos, iar pe altar noi celebrăm jertfa Euharistiei de aducere de mulțumire pentru darul mântuirii pe care Iisus Hristos ne l-a făcut, consider că și catedra de unde noi predăm învățătura lui Hristos, misterul lui Hristos, este aceeași acțiune de mulțumire pentru că Dumnezeu ne-a dat această cunoaștere, să-L cunoaștem pe Hristos, Fiul Lui, care este imaginea Dumnezeului nevăzut. Și cunoscându-L pe Dumnezeu, ajungem și la această împlinire a ființei noastre. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și în final aș dori să
să ne spuneți de ce este frumos să fii student la teologie. Unul dintre motivele la care mă gândesc deseori este acela că teologia îți oferă un sens. Nu îți oferă neapărat o meserie directă, că toți întreabă, după ce termin teologia, ce meserie am. În primul rând, teologia îți oferă un sens. Și chiar aș putea să dau multe exemple de studenți care au studiat teologia și care au mers să se angajeze. Și când angajatorul a aflat, deci tu ai făcut teologie, deci tu ești un om cu frica lui Dumnezeu, vino aici și te angajezi. Tocmai pentru că teologia, deci îți oferă un sens în viață, oferă și o formare umană și creștină profundă și îți oferă un orizont și o viziune de înțelegere a lumii pe care în alt loc nu o găsești. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Ați fost cu noi jumătate de oră și vă mai invităm și cu altă ocazie ca să ne vorbiți despre rolul teologiei, despre această facultate de teologie. Sigur, și vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o ca să vorbim despre această facultate. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție care ne-ați oferit-o, rămânând cu noi și urmărind așadar noutăți și informații despre Facultatea de Teologie Romano-Catolică. Vă dau întâlnire peste 2 săptămâni. Până atunci rămânem cu acest gând, să fim oameni cu frica lui Dumnezeu. La revedere!